Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cronici Moldave. Vă propun astăzi o discuție legată de patrimoniu. Este un termen pe care îl auzim frecvent și mai ales atunci când presa, în general, semnalează probleme legate de un obiect, un bun, o clădire de patrimoniu care stă să se prăbușească sau față de care autoritățile nu au grijă. Îmi propun astăzi să abordez acest subiect atât într-o perspectivă teoretică, încercăm să înțelegem ce înseamnă acest domeniu al patrimoniului, ce înseamnă patrimoniul cultural național. Desigur, încercăm să ajungem și la exemple, pentru că în Moldova, în Iași, sunt foarte multe bunuri, clădiri de patrimoniu care merită cunoscute, care merită explicate și pentru aceasta avem astăzi împreună cu noi doi specialiști în patrimoniu. Este vorba despre doamna Ioana Repciuc, cercetător doctor la Institutul Alexandru Filipide din Iași. Bun găsit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Și eu mulțumesc. Și domnul cercetător doctor Andy Mihalache de la Institutul de Istoria de Xenopol din Iași. Bun găsit, domnule Mihalache! Bine v-am găsit! Mulțumesc și eu pentru invitație. Așadar, premizele sunt foarte bune pentru o discuție de calitate astăzi și pentru că spuneam la început despre încadrarea oarecum în acest domeniu pentru a explica telespectatorilor ce înseamnă patrimoniu, cu ce se ocupă patrimoniul, despre ce este vorba atunci când auzim despre patrimoniu, patrimoniul cultural național, vă propun să începem de la această dimensiune sau cu această dimensiune ușor teoretică, dar necesară, spun eu, pentru o discuție temeinică, așa încât fără neapărat să dăm o definiție, nu ne interesează o definiție, ci mai curând să definim domeniul, să-l explicăm. Ce înseamnă patrimoniul? Cu ce se ocupă? Eu, cel puțin, nefiind un specialist al patrimoniului, ci fiind specializat în istoria culturii, un domeniu mult mai larg, care include, într-adevăr, și studii patrimoniale, nu aș risca o definiție în locul colegilor mei, muzeografi sau restauratori. Mult mai ușor este să spunem astăzi ce nu este patrimoniul și mai ales ce ar trebui să fie, deci la modul ideal. Ce nu este patrimoniul? Deci să sperăm că nu este doar o colecție de obiecte prăfuite sau o înșiruire de statui. Ce ar trebui să fie? Aici este mai greu de spus, pentru că patrimoniul este un domeniu supus dezbaterii, polemicii, contradicțiilor, nu este un domeniu atât de calm, de așezat în principiile, în ipotezele lui de lucru, în concepțiile care îl domină astăzi ca și odinioară. Deci este doar, dacă vorbim de întrebarea cine sunt eu, nu răspund doar cu datele succinte din CV-ul meu, ci mă raportez la o sumă de trecuturi comune, de experiențe comune și mai ales de trăiri născute în acele experiențe pe care le împărtășesc cu semeni care se racordează și ei la trecuturi similare sau cumva derivate cu acele în care mă recunosc eu. Și evident, când spunem trecut și patrimoniu, facem legătura gândindu-ne la obiectele în care ne proiectăm această idee de trecut. Fie că e vorba de obiecte foarte vechi, fie că este vorba de date și obiceiuri, fie că este vorba de statui, sau orice, fie că este vorba de muzee. Deci, patrimoniul ar fi o formă de a fi împreună, de a fi la oaltă, de a răspunde cumva într-un mod similar la întrebarea ce mai faci. La această întrebare, ca să spun așa, nu ne putem ancora decât, din punct de vedere patrimonial, decât ancorând memoria experiențelor mele la ecoul trăirilor voastre. Deci o identitate, patrimoniul presupune o identitate, dacă nu colectivă, dacă pare exagerat, cel puțin mutuală, comunitară, de comunități restrânse și definite, din punct de vedere religios, etnic, profesional, deci și ceea ce este mult mai important este faptul că patrimoniul are totdeauna niște repere. El face foarte bine deosebirea între ce este faptul istoric și faptul memorabil. De regulă îi spunem antecedente și precedente. Antecedentul este ceva
întâmplat în istorie, dar pierdut acolo în timp, rămas în cărți de istorie, rămas în seama specialiștilor. Precedentul este un exemplu încă util, încă exersat, rememorat, adus în actualitate atunci când vrem să comparăm niște fapte, situații, întâmplări actuale cu ceva ce a mai fost în trecut. Este un exemplu funcțional, ca să spun așa, precedentul. De aceea îl numim fapt memorabil, pentru că a fost transmis experiența lui, trăirile născute din el au fost transmise din generație în generație, de la copii, de la părinți la copii, de la cei bătrâni la cei mai tineri și a ajuns astfel în zilele noastre. Deci, și funcționează într-adevăr ca fapt patrimonial, fapt de conștiință publică, colectivă, mai restrânsă sau mai largă în funcție de situație. Pentru că nu avem o măsură a popularității ideii de patrimoniu. Nu ne putem baza pe un sondaj de opinie publică, căci opinia publică nu este egal cu societatea întreagă. Asta știm foarte bine. Și dacă încercăm să găsim niște substitute de opinie publică, să spunem noaptea muzeilor versus povestea cumințenia pământului, acel eșec bine știut. Deci vom avea, să spunem, indicii cât se poate de contradictorii. Vom trage concluzia că patrimoniul este popular dacă ne gândim la noaptea muzeilor, care de fapt este un amestec de curiozitate, nu de gust față de trecut, pentru că asta presupune mai mult lectură, pasiune, colecționare. Deci un amestec între curiozitatea omul obișnuit față de trecut și puțin consumism sau dorința de a petrece cu familia o frumoasă seară de mai. Ei, în faptul cu mințenia pământului, știți foarte bine, deci eșecul acela, deci spune cumva și ceva și despre interesul și deschiderea, sensibilitatea noastră față de faptul patrimonial și față de un obiectiv patrimonial, sau am spune, iconic pentru identitatea de români. Și pentru că vorbeați despre acest binom identitate-patrimoniu, pentru că cele două sunt conexate, așa după cum foarte bine spuneați, identitatea este un proces de construcție perpetuă, nu? Nu am ajuns la un apogeu al identității culturale, în fine, etnice și așa mai departe. Ce se întâmplă cu patrimoniul în acest binom în care un element al binomului, adică identitatea, se tot construiește? Patrimoniul nu poate fi explicat prin el însuși sec. Are nevoie de noțiuni complementare. Memorie socială, identitate, apartenență, locuire. Martin Heidegger spunea cumva că în germana veche verbul a construi se învecina cumva semantic cu verbul a locui. Deci apărea și un link, să spunem, că este ideea de vecin, dar de vecin nu în sensul de apropiere fizică, ci despre faptul de a fi împreună. Deci asta este povestea patrimoniului. Are câteva legi destul de aspre și una dintre ele este următoarea. Faptul patrimonial, pentru a exista ca fapt de conștiință, trebuie să-și câștige mereu actualitatea. Deci, tradiția, deci mereu trebuie adusă cumva la zi, nu închisă nici în vitrină, nici în depozite, nici în cărțile de istorie, în tratate, care astăzi sunt deschise tot mai puțin. Și atunci, cum devine un obiect, un bun, o statuie, o persoană, cum devine un bun de patrimoniu? În primul rând, ce face trecerea de la... Trebuie să subliniem rolul statului în acest proces sau noi așteptăm ca statul, societatea civilă așteaptă ca statul să acționeze pentru a identifica, a documenta și mai ales pentru a conserva patrimoniul. Și ăsta este adevărul că statul a fost încă de la începuturile acestei realități și acestui concept mandatarul, actorul principal care s-a implicat sau la care s-a așteptat implicarea în conservarea patrimoniului. O misiune pe care orice generație o consideră sacră este să transmită patrimoniul, oricare ar fi el, generațiilor următoare. Și nu întâmplător această intenție, această nevoie apare prin secolul al XIX-lea, când, așa cum bine știu, mai bine istoricii decât mine, apare primăvara națiunilor și, mă rog, nevoia statelor de a-și găsi, de a-și construi, de a-și regăsi, de a-și configura o identitate națională. Și dacă e să mă gândesc la domeniul meu, de exemplu, nu întâmplător etnologia folcloristică apare
în relație cu ideea de patrimoniu atunci când frații Grimm au început să culeagă basme, basmele germanilor. Intenția lor nu era pură curiozitate, ci evident aveau în spate un program patrimonial, am putea să-i spunem astăzi, deși acum e un termen adecvat cu discursului actual, și anume proiectul de a arăta că există o identitate germană, există o limbă germană, există o cultură populară germană. Și de asemenea, dacă ajungem aproape de zilele noastre, primele încercări reușite ale lui HD-ul, care a încercat să culeagă informații despre cultura tradițională, au stat tot în spatele acestui proiect național, care venea mână în mână cu construcția națională, cu construcția simbolică a statului națiune. Și vedeți dumneavoastră, cred că, așa cum urmăresc și eu interesul societății civile pentru patrimoniu astăzi, îmi dau seama și aceasta e o lege a funcționării relației între om și patrimoniu. Interesul apare cu atât mai mult atunci când patrimoniul este în pericol. Și dacă e să mă refer la un context internațional care a pus patrimoniul la un nivel foarte înalt, și mă refer la UNESCO, evident, ca o organizație a Națiunilor Unite care se ocupă de, sau încearcă să încurajeze statele să-și protejeze patrimoniul, nu întâmplător primul instrument universal, global, care a țintit spre a încuraja, cum spuneam, națiunile să-și păstreze patrimoniul, să păstreze patrimoniul ca parte a patrimoniului mondial, este Convenția de la Haga din 1954, care apare, evident, în urma problemelor de distrugere a patrimoniului în urma războaielor mondiale. Prin urmare, există acești importanti actori, în afară de societatea civilă pasionată sau nu de muzee, de patrimoniu, și care cu atât mai mult încearcă să încurajeze, să împingă de la spate statul, să protejeze patrimoniul, monumentele istorice, patrimoniul natural. Din ce în ce mai mult mi se pare că există o presiune publică pentru protecția mediului înconjurător. Să nu uităm că patrimoniu înseamnă și patrimoniu natural, nu numai patrimoniu pe care îl vedem, patrimoniu istoric. E într-adevăr o dialectică, o conversație, un dialog care trebuie să existe între oameni, stat și, evident, patrimoniu propriu-zis. Așadar, rolul esențial al statului, înțeleg, nu? Statul, că ne place sau nu, este cel care jalonează, care fixează niște cadre, care ar trebui să creeze niște programe coerente de valorificare în sensul cultural al bunurilor de patrimoniu. Putem vorbi în acest fel de patrimoniu cultural național? Există, plecând iarăși de la acest binom identitate-patrimoniu, de aici a derivat și ceea ce numim astăzi generic patrimoniu cultural național? Este un clișeu din altă vreme? Culturalul și naționalul au două tipuri de relații. Ori pot fi puse în complementaritate, în ideea că fiecare popor participă cu ceea ce are mai bun la tezaurul cultural mondial, fie poate fi pus în opoziție, arătând că aceste date patrimoniale, aceste obiective, aceste istorii numai ale noastre, deci cumva ar confirma un spirit gregar, un spirit de retragere din marele timp al lumii și de a ne defini doar noi cei de aici, deci cu o identitate extrem de restrânsă și cumva astringentă față de multiculturalismul care deci este apreciat astăzi în lume. Însă lucrurile stau puțin mai complicat. Dacă vom merge pe ideea lui Eric Hobsbawm de tradiție inventată, vom da cu tot uitării faptul că ideea de patrimoniu trebuie să aibă la bază niște rememorări împărtășite. Discursul patrimonial, într-adevăr, este cumva patetic, dar este un discurs salvaționist. Deci poate avea unele exagerări, dar poate fi adus la anumită decență, să spunem. Dacă vom merge pe valoarea cognitivă a emoției și nu pe ideea de comunitate imaginată a lui Benedict Anderson, atunci vom accepta că multe din faptele patrimoniale deci, ar putea veni în ajutorul prezentului al acestei epoci post-COVID, în care prezentul este mereu înceartă cu noi, un prezent pe care nu-l acceptăm, un prezent pe care îl trimitem spre nicăieri și
din care pare să nu crească deocamdată nimic. Deci suntem într-o epocă a pesimismului și am avea nevoie de un trecut pozitiv, un trecut nu neapărat cosmetizat, ci de precedente în care ne-au ieșit lucrurile pentru a ne tămădui cumva de acest scepticism și a da o nouă șansă acestui prezent de care sper că ne vom bucura din nou. Așadar, avem în această desfășurare de forțe a păstrării, salvgardării patrimoniului, oricum ar fi el, avem statul ca actor esențial, dar aș introduce și un alt element în această ecuație, cel care realizează legătura între obiectul de patrimoniu public și stat, adică expertul, nu? Care se ocupă de patrimoniu, de bunurile de patrimoniu. Nu? El este cel care certifică valoarea unui bun, oricare ar fi el. Și atunci vă întreb, cine sunt cei care se ocupă de patrimoniu în general, în România, în fine? Cine sunt acele persoane? Ce formații au aceste persoane? Unde îi găsim? Unde lucrează? În ceea ce privește patrimoniul construit, patrimoniul istoric, probabil că colegul meu este mai bine informat, dar aș putea să vă spun că, din contră, în domeniul patrimoniului cultural imaterial, domeniul de care mă ocup eu, nu există o legislație sau un context legislativ foarte clar care să lămurească cine anume sunt experții. Pentru patrimoniu, pentru monumentele istorice, de exemplu, există un registru național al specialiștilor în protejarea monumentelor istorice. Ei bine, atunci când ne referim la patrimoniul imaterial, la tradiții și obiceiuri, prejudecata este că trebuie să se ocupe de acest domeniu etnologii, folcloriștii, antropologii. Deci, cercetătorii care se ocupă de studiul culturii populare. Aici, bineînțeles, intră nu doar cercetătorii de la Academia Română, ci intră muzeografii, de la muzeele etnografice din țară, și chiar experții care stau și fac munca foarte importantă la nivel local, la nivel județean, colegii mei de la centrele județene pentru protejarea culturii tradiționale. Necesitatea, importanța, într-adevăr, acestui punct de legătură între societate și stat este cu atât mai avizată cu cât se pleacă de la premisa că cercetătorii, oamenii de știință, sunt, deontologic vorbind, neutri. Adică rolul lor este de a observa, de a observa dinamica patrimoniului și de a răspunde nevoii duble, atât a statului, prin, evident, administrația culturală a țării, cât și a societății. Pentru că, așa cum spuneam, există o presiune pozitivă, aș spune, din partea societății, ca statul să aibă grijă, să aibă grijă de patrimoniu, de patrimoniul cultural. Și atunci, există în domeniul, am văzut, nu, al folclorului, al etnologiei, sunt direcții județene, sunt institute, în cazul bunurilor istorice, să spunem, există un registru național, nu, al patrimoniului, există oameni care lucrează, care certifică aceste bunuri. Bănuiesc că sunt muzeografii, nu? Evident, evident. Deci sunt specialiștii care certifică acest lucru și așa a fost de la bun început, încă de la crearea Muzeului Național de Antichități prin decretul dat de Alexandru Ion Cuza. Însă această certificare, să spunem, științifică, a trebuit să primească și o omologare, să spunem, socială. Deci să nu lăsăm totul între la decizia, să spunem, factului politic, pentru că de aici vin și multe acuzații de politizare a patrimoniului. Nu întâmplător, eu am pomenit de episodul nefericit cu mințenia pământului, atunci aș trebui să fi fost o victorie a societății civile, ceva între societatea, între România profundă și stat, care să fi intervenit și să fi reușit achiziționarea acelei opere de artă brâncușiene. Ei, discursul patrimonial, în esența lui, s-ar vrea plebiscitar, dar nu poate fi decât opțional. O lege de fier a patrimoniului, una din ei, este selecția. Deci, orice produs al activității umane este suscetit să devină fapt patrimonial, fapt muzeificabil. Însă, din aceste obiecte, prea puține vor ajunge cândva muzee. Astăzi, pe planetă, există miliarde de smartphone-uri. În muzeele de peste 150 de ani vor ajunge doar câteva, ca să dau un exemplu foarte, foarte clar. Deci, contează, deci această decizie este
cum să spun, nu trebuie să fie doar științifică sau politică, trebuie să fie și timbrată cultural, să spună ceva despre etos acestei societăți, despre modul ei de a gândi și de a fi în lume. Adică să prezinte spirit, să reprezinte un spirit comunitar, nu decizia expertului cutare sau mă rog, a unui alt tip de specialist sau dintr-un cerc restrâns de decizie. Sigur. Deci, în această structură foarte complexă care vizează sau care cuprinde și expertul și statul și bunul și opinia publică, această structură eu aș mai prinde un element, și anume o organizație internațională care veghează la păstrarea patrimoniului și care nu cultivă sau care promovează politici în acest sens, este vorba despre UNESCO. Auzim despre lista UNESCO, nu? Care cuprinde patrimoniul universal. De ce ar fi important pentru un bun, un obiect, să ajungă pe această listă UNESCO? Ce ar oferi în plus? Ce beneficii ar fi în plus pentru bunul în sine și pentru societatea din jurul lui? Aș spune că există mai puține beneficii decât ar spune unii, decât pe care am conta. Și cred că e mai mult un beneficiu simbolic. UNESCO nici nu-și propune prea multe lucruri în ceea ce privește listarea, înscrierea bunurilor de patrimoniu de către statele membre pe respectivele liste. Își propune mai degrabă să atragă atenția la nivel național, la nivel intern. Și cam așa ar trebui să funcționeze procesul de înscriere a unui bun de patrimoniu. De altfel, dacă ne uităm în toate documentele recente ale UNESCO și ale altor organizații internaționale care au interes în promovarea, protejarea patrimoniului cultural, să ne uităm că și Consiliul Europei și Uniunea Europeană au diferite recomandări pentru protejarea patrimoniului cultural, vom observa că se pune foarte mult accent, de fapt, pe multiculturalism, pe încurajarea diversității culturale. UNESCO încearcă foarte mult să ne explice faptul că trebuie să ne promovăm patrimoniul național, să identificăm bunuri de patrimoniu care pot să primească aprecierea internațională, dar în același timp nu trebuie să ierarhizăm aceste bunuri culturale. Nu există pe lista patrimoniului mondial, fiecare bun de patrimoniu de acolo are propriul statut și propria importanță într-un anumit context, pentru o anumită societate. Ierarhiile nu sunt privite cu ochi buni. Și de asemenea, apropo de importanța factorului social a societății civile în promovarea patrimoniului, este trist, de exemplu, că România nu a ratificat o convenție, Convenția de la Faro, o convenție adoptată de Consiliul Europei, în care este tocmai acest factor, factorul social este determinant. E vorba despre o convenție care certifică importanța patrimoniului cultural imaterial pentru societate. Vedeți, dumneavoastră, am rămas până la urmă într-o ecuație în care, oficial vorbind, specialistul are o relație de expertiză cu statul și, cel puțin oficial, lipsa acestei convenții din instrumentarul românesc, legislația românească, arată că mai avem încă niște drumuri de parcurs spre a ne îndrepta spre locul pe care îl are patrimoniul în societatea românească. Și pentru că vorbeați despre patrimoniu material, despre diversitatea foarte mare de bunuri care intră în acest cadru generos, vă propun, doamnelor și domnilor, să urmărim un reportaj cu câteva persoane încadrate în categoria Tezaure Umane Vii. Este un reportaj, de fapt un decupaj dintr-un material realizat în 2019 de Raluca Aftene și echipa de la Descripție Moldavie. Vă invit să-l urmărim și apoi ne întoarcem pentru discuții. Dorin Cocârță este unul dintre tezaurele umane vii ale României și a fost decorat de președintele țării cu medalia Meritul Cultural. Cunoaște cântece și dansuri vechi care ar fi dispărut din memoria satului dacă nu ar fi fost dragostea lui pentru tradiții. E dansator, absolut popular, dar mai întâi de toate bucovinean, din fundul Moldovei. Este și o doină, doină bătrânească, îi spunea bunica mea, de la care am învățat să o cânt eu, și se cheamă și doina când a pierdut ciobanul oilii. Este una și aceeași. Și în doina aceea sunt versuri
în care la urmă spune cântărețul care cânte doina, seara pe la o jână am pornit din nou la stână cu 500 de oițe la stână la Moș Cocârță. Prima dată cu cuțitoaia asta, strâmbă, discobit. Asta o folosesc așa, dar scobit. Asta înveleș cu ea. Asta se cheamă cârlan. Cuțitoaia asta, strâmbă. Nu e ca asta dreaptă, uitați. Folosesc și asta, uite, asta e strâmbă și asta e dreaptă. Astea se făcea la priveghi măștile astea. Se juca chipărușul. Deci era cum e curtea asta așa, făcea un foc mare și am participat și eu. Eram mici copii, știam de pat, dar făcea focul și făcea când îi dăși pe noi pe foc. Și noi fugeam și ei juca chipărușul. Era fluir, tobă. Și spunea că din cauza asta face chipărușul, că aruncă duhurile rele de pe lângă mor, de pe lângă casă. Omule, pomule! Babele din Bilca, ansamblu vechi, a făcut cunoscut în țară numele satului bucovinean. A fost înființat acum jumătate de secol de către coregraful Aurelian Ciornei și învățătoarea Despina Cârdei, alături de femeile din sat, cele care au știut să cânte și să danseze după datină. De mai mulți ani, Felicia Cuciurean e în fruntea grupului. Are grijă ca babele să joace cum se cuvine dansul bătrânesc al femeilor din Bilca. Costumul e cel mai important din dansul ăsta. E format din opinci, ciorap de lână, catrințe, cheptari. La noi zis și cheptari, mai cheptari, cheptari. Trăistuța, panzatura și batic mare, hobot pe dedesubt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru mine, tezaurul uman viu este ca cum ar fi o meserie fără să faci școală. Deci tezaurul uman viu s-a învățat, nu m-a învățat nici un profesor, nu m-a învățat nimeni, am învățat eu singur din inițiativa mea. Cervul la noi în sat este adus de un om de la Făgăt. Formagiu, un moș, a murit de mult moșul ăla Formagiu și el a venit cu cervul în sat aici. Și prima dată când a venit, acum are piște, cervul are 100 și ceva de ani de când i-a părut,
dar el prima dată a jucat cerbul la noi în sat. Și pe urmă a lăsat moștenire la niște oameni care s-au prins și juca mai bine, l-au lăsat moștenire în sat la noi. Și de atunci, întotdeauna în sat, în Gureni, cum se spune partea asta de sat, se face și banda lui Jean, căiut, dar cerbul a rămas întotdeauna jocul cerbului. Pentru făcut o mască de cerb, folosând numai lemn de tei, uscat, foarte uscat, să depășească de 3 ani de zile, să nu și e putret, și mai ales să face de la rădășina teiului până la un metru în sus. Restul nu se face, că nu mai sună și crapă. Nu, el se lucrează teiul foarte bine, că de asta se face din tei. Dar unii mai pun și limba de paltin, că sună mai tare. După ce îl faci, fiecare îl îmbracă după tradiția unde este el. De exemplu, în sat la noi aici, în satul Sticlăria, cerbul se face cu coroană de braț și cu batistă cu sută de o domnișoară în care se pune în față. Acesta este cerbul satului Sticlăria. Da, este cerbul care se joacă în satul Sticlăria. Asta este o platcă în față. Toate și vedeți aici dumneavoastră sunt cusute din mâna mea. Eu le-am cusut. Eu, stând iarna în casă când era mai frig afară, mi-am luat și le-am făcut pe toate la rând. Da, ne-am întors la discuția noastră. Foarte, foarte interesant acest reportaj și imagini cu persoane, oameni simpli. Cum ajung acești oameni simpli, păstrători de tradiție autentică, cum ajung să aibă acest statut, tezaure umane vii? Este vorba de un program al UNESCO, care a început în 1993, și care face parte din intenția acestei organizații internaționale să protejeze, iarăși protecția e foarte importantă, salvgardarea, să protejeze un tip de cunoaștere care este, vedeți, din reportaj s-a văzut foarte bine, este o combinație absolut unică de cunoștințe, abilități locale. N-am putea să transferăm pe unul dintre meșterii respectivi pe care i-am văzut dintr-o parte într-alta, pentru că ceea ce cunosc, ceea ce performează, este absolut unic pentru localitatea respectivă, conectați cu istoria locală, cu nevoile psihosociale ale comunității, mai ales în ceea ce privește jocul de privechi, de exemplu. Și acest program, care este foarte bine sprijinit la nivel național de Ministerul Culturii, tocmai pune acest accent pe ființa umană, care este păstrătorul principal al acestui tip de patrimoniu, patrimoniul cultural imaterial. Și aș continua adresându-mă tot dumneavoastră, pentru că ați lucrat direct la un dosar acesta pentru UNESCO. Este vorba despre cămașa cu altiță. E un subiect care a polarizat așa, inclusiv, sau care a ajuns foarte puternic și în opinia publică, a polarizat opinia publică, specialiștii de multe ori au încercat să ofere explicații care doar în parte au ajuns acolo unde a trebuit. Ce înseamnă de fapt acest dosar și ce înseamnă pentru cămașa cu altiță să fie pe listă? Pot să vă spun că poate că dosarul arta cămășii cu altiță în România și în Republica Moldova a fost un dosar excepțional în ceea ce privește punctul de pornire al acestei inițiative, pentru că, deși de multe ori statul, după cum spuneam, este inițiatorul și cel care ia deciziile, până la urmă e o decizie politică și administrativă care dintre elementele, bunurile de patrimoniu cultural ajunge să fie evaluat de UNESCO, aș spune că în cazul dosarului Cămașa cu altiță, forța principală a fost tocmai societatea civilă. Și mă refer la anumite grupuri de persoane, ONG-uri, care au considerat necesar, oportun, ca România să aibă o etichetă care să fie recunoscută de UNESCO în ceea ce privește acest bun de patrimoniu, și anume acest tip special de cămașă, o cămașă femeiască, prin excelență, cămașă de sărbătoare, foarte ornamentată, și care era o carte de vizită a fetelor de măritat din satul tradițional. Nu întâmplător, acest interes pregnant care s-a manifestat de prin 2010-2013 în grupul pasionaților de port popular are legătură cu un context internațional,
Pentru că, așa cum spuneam, de multe ori nevoia și administrația și nevoia administrativă de protecție a patrimoniului vine în urma unor factori externi, și anume, evident, ori pierderea patrimoniului, ori apropierea patrimoniului de către alte părți terțe. Și în acest caz s-a observat că cămăși tradiționale românești erau copiate de designer străin, apăreau în moda internațională sau erau copiate pur și simplu pe un preț derizoriu în fabricile din China sau din Turcia. Și vedeți, această presiune a determinat și statul român și specialiștii să se ocupe de acest subiect. Și trebuie să mai spun că rolul cercetătorilor a fost să găsească acele spații, acele zone din România unde acest tip de cămașă este realizat în mod activ de către meșterii populari. Folosiți termenul cămașă cu altiță și nu ie. Așa este, și asta e o dispută care ne-a ținut încordați pe noi specialiștii, și să știți că motivul principal, ca să răspund foarte pe scurt, motivul principal pentru care folosim acest termen este că acesta este termenul folosit de cei care creează acest obiect. Noi suntem, ca specialiști, suntem obligați să ținem cont de modul în care ființa care creează patrimoniul își numește patrimoniul. Da, Brâncuș a numit cumințenia pământului acel obiect, pentru că asta era viziunea lui asupra obiectului respectiv. Așa și creatorul cămășii cu altiță spune cămașă și nu ie, ie fiind un termen destul de nou în vocabularul românesc și apărut mai ales pe cale livrescă, pentru că știm prea bine, elitele intelectuale și aristocratice românești au, în perioada interbelică, au fost de asemenea foarte pasionate de portul tradițional femeiesc. Iată un alt tip de implicare a societății din afara administrației statului. Și da, ținem foarte mult la folosirea cuvântului, termenului cămașă și nu ie. Nu e, da. Un alt dosar destul de greu, cel puțin pentru Iași, apropo de această listă UNESCO și de monumente care ar merita să ajungă acolo, este Biserica Trei Rari. De unde această problemă? De ce Trei Erarhi nu ar trebui să ajungă sau nu a ajuns deocamdată pe această listă a patrimoniului UNESCO? Nu cunosc culisele dosarului, dar pot da un răspuns în termeni patrimoniali, mai ales în ceea ce privește în chestiunea modului în care Trei Erarhi au fost restaurați. Adică modalitatea în care Andrei Lecom de Nuit, cel care a fost însărcinat să restaureze acest monument, a intervenit la modul, să spunem, sever în corpul monumentului, rezultând ceva care nu prea mai are legătură cu ideea de autenticitate sau nu în măsura în care ne-am așteptat noi de la un asemenea monument. Știți foarte bine că exista și un tun cu ceas care a fost dărâmat, deși asta este doar o primă opinie, o primă teză asupra acestui episod. Există și partea a doua, o altă fațetă a acestui episod ierarhic. Modalitatea radicală în care Andrei Lecom de Nuit a intervenit are în spate o concepție de restaurare, o concepție venită din Franța, o concepție aplicată monumentelor franceze după sfârșitul perioadei revoluționare, după reinstaurarea dinastiei de Bourbon, când Franța a început să-și reia în posesie trecutul de dinainte de 1789, a început să-l revalorizeze măcar în ceea ce privește valoarea artistică, patrimonială. S-au constatat distrugerile făcute de revoluționari și s-a pus la cale, să spunem așa, o restaurare radicală a acestor obiective, mai ales a celor religioase, în ideea de a da o imagine cât mai strălucitoare, cât mai atrăgătoare a evului mediu francez și a dominat, evident, de dinastia de Bourbon. Era un spirit al epocii, dar era și un spirit pragmatic. Multe fiind pe cale de a se dărâma pur și simplu. Deci intervenția radicală, severă, cu mijloace, cu tehnici ale secolului XIX, criticabile, deci a fost justificată de ideea de a salva acel monument. Pentru că noi, în domeniul patrimonial, nu salvăm doar monumente. Asta este problema. Salvăm
sau ar trebui să conservăm și tehnicile și materialele prin care s-a construit în mediul acea catedrală. Ei, nu totdeauna avem această posibilitate și intervenim cu mijloace și tehnici ale epocii noastre. Și pentru că vorbiți, ați vorbit despre monument, vă întreb pentru că discuția noastră se leagă foarte bine de următorul material pe care vreau să vi-l propun, un reportaj realizat la biserica din Hilișeu Crișan, din județul Botoșani. Este un reportaj realizat, sau e structura unui reportaj realizat acolo în 2014, o biserică care, din păcate, nu beneficiază de fondurile necesare pentru refacere, în ciuda intervenției societății civile și a primăriei de acolo. Vă invit să urmărim scurtul reportaj și ne întoarcem. În satul Hilișeu Crișan din județul Botoșani există o biserică despre care se spune că nu are pereche în lume. Iată ce dă unicitatea acestui monument istoric de categorie B. Bisericii de lemn ridicate în stil ortodox în anul 1802 de boierul Vasile Curt, i-a fost adăugat un zid de intrare pe care sunt amplasate mai multe statui din piatră. Iisus Hristos flancat de doi îngeri și cei 12 apostoli. Ana, nora boierului, a vrut să imprime o notă catolică acestui lecaș ortodox. Apariția acestei sculpturi, în mod evident, trimite către un alt mediu spiritual, respectiv către lumea catolică. Este o reprezentare, de fapt, a apostolilor în picioare, în mărime puțin mai mare decât naturală, și tratați cu un anume realism, chiar cu câteva trăsături baroce care sunt mai ales vizibile în vestimentație și poate chiar în poziția unora dintre personaje. Fără să fie de cea mai înaltă calitate, totuși sculpturile sunt de o calitate destul de bună și cele două căi care cred că ar putea să fi condus ca model, de fapt, la această sculptură, una ar putea să fie Polonia de Sud. O a doua cale, mai îndepărtată, dar în același timp, care cred că nu poate fi exclusă, este cea a modelului, surprinzător poate, al ansamblului Bazilicii Sfântul Petru de la Roma. Neexistând această tradiție a sculpturii monumentale în Moldova, sau puteau să fie aduse, sau putea să fie la un moment lor invitat un sculptor care să lucreze. Faptul că nu există niciun document ne face, de fapt, să fim prudenți. Biserica a fost restaurată în 1970 cu bani de la Mitropolie și din donațiile enoriașilor. Statuile nu au beneficiat de atenție până în 2021, când Ambulanța Monumentelor a desfășurat lucrări de reabilitare și conservare în zonă. Voluntarii au pus în siguranță zidul afectat de alunecările de teren și i-au refăcut coronamentul de piatră. În plus, statuile au fost curățate de depunerile aderente, apoi a fost aplicată pe sculpturi o soluție specială. Fiecare ar trebui fotografiat de aproape, cu detalii, tocmai de azi, pentru a se vedea, de exemplu, dacă seamănă cu sculpturile de la Sfântul Petru, să spunem. Și asta ar putea să fie un argument suplimentar. Poate anumite detalii, poate un anumit fel de a tăia piatra, sigur nu sunt contemporane, deci față de sculpturile la Sfântul Petru există o mare diferență în timp. Bugetul local nu poate susține lucrări de amploare, iar banii europeni n-au putut fi accesați până acum, deși monumentul merită restaurat și inclus într-un circuit turistic național. Da, iată așadar soarta tristă a unei biserici spectaculoase, foarte frumoase, puțin cunoscute, cred, și la nivelul Moldovei, nu neapărat la nivel național. Și din păcate cred că sunt multe astfel de exemple în România de bunuri care ar merita o soartă mai bună. Spre finalul întâlnirii noastre de astăzi și plecând de la aceste imagini, v-aș propune
Să propuneți dumneavoastră, v-aș ruga să propuneți dumneavoastră un obiect care, un bun, o clădire, un monument care ar merita mai multă atenție, eventual să intre pe o listă de recunoaștere internațională sau în orice caz să fie pus într-un circuit așa cum merită. Ce spuneți, domnule Mihalache? Până să punem ceva în circuitul internațional, am putea realiza niște lucruri elementare, cum ar fi salvarea conacului de la Solești. Dacă ne preocupă atât de mult memorialul Alexandru Ioan Cuza, știm foarte bine ce înseamnă ziua de 24 ianuarie, atunci ar trebui luate niște măsuri clare, deci de salvare, acelui edificiu care se înscrie, deci, în istoria familiei Cuza, deci și lărgește, ca să spunem așa, reprezentativitatea. Pentru că și Elena Cuza, deci, face parte dintr-o aceeași poveste, deci și, ca să spunem așa, eu îmbunătățește, eu ridic la un nivel și mai înalt. Deci, la modul concret, sincer și nu propagandistic, laudativ și așa mai departe. Pentru că discursul patrimonial de multe ori este învinuit că inventează moaște, parastase și așa mai departe. Există și această tendință, dar aș vrea de la criticii fenomenului să fie un pic mai creativ, să vină cu niște soluții concrete, pentru că discursul lor este atât de repetitiv încât devine înșiși clișeizați. Concretul, doar concretul ne poate salva, intervenția, ambulanța monumentelor, lucruri de genul ăsta și mai multă societate civilă prezentă în povestea patrimoniului. Sigur, deci. Și nu este singurul caz, acest conac de la Solești. Cred că Moldova este plină de astfel de conace boierești care merită să fie restaurate. Ce propuneți pentru o soartă mai bună? Sunt mai multe idei la care lucrăm la Ministerul Culturii în Comisia Națională care se ocupă de propunerea dosarelor UNESCO pentru patrimoniul cultural imaterial, dar eu la Iași sunt foarte implicată în a salvgarda un tip de patrimoniu care este pe cale de dispariție, deși n-am crede asta dacă ne uităm la unele posturi de televiziune comerciale, și anume sunetul cobzei. Cobza este unul, cred că cel mai vechi instrument tradițional românesc din secolul al XVII-lea, apare și pe vechi biserici din nordul Moldovei și foarte important este că acest instrument a fost confecționat în ultimele mărturii pe care le avem în această zonă între Iași și Botoșani și încercăm să găsim pe ultimii cunoscători ai acestui meșteșug. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, noi suntem protectorii și promotorii patrimoniului imaterial, un patrimoniu care nu se vede, dar, așa cum s-a văzut și în reportajul despre tezaure umane vii, există o parte materială, oamenii care pot să facă tangibil acest patrimoniu intangibil. Și nu putem vedea folclorul românesc fără sunetul acestui instrument tradițional. Da, sunt tot atâtea provocări pentru autorități, pentru opinia publică. Dragi telespectatori, eu vă propun și dumneavoastră să priviți cu atenție bunurile, clădirile, obiectele care vă înconjoară, mai ales să acordați atenție celor de patrimoniu și sper ca emisiunea noastră de astăzi să fi fost un semnal nu doar pentru cei care se ocupă profesionist, ci pentru cercetătorii care se ocupă de patrimoniu, ci și pentru autoritățile care trebuie să vegheze la păstrarea acestui segment de identitate națională. Toate cele bune, pe curând!